Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Nu știam cum o să mai spun chestia asta, dar iată-mă, în sfârșit am reușit să spun și eu ce aveam de spus. Eu sunt Vlad și bine mă știți după numele canalului. Am revenit cu subiect foarte delicat pentru voi și poate ne poate duce chestia asta în eroare, dar am văzut chestia asta la foarte, foarte multe locuri, mai ales pe YouTube. Am văzut că tot ieșea videoclipul în ochi, adică băi, sincer mi le băga pe gât, cum s-ar spune YouTube-ul. Twitter-ul la fel, Instagram-ul la fel și băi, sincer nu știu ce să zic după cum ați putut vedea și în titlu și în thumbnail, s-ar putea sau nu. Ei bine, băi, eu nu știu sincer ce să zic, ok? Deci, nu știu ce să zic. Dar, până să trecem noi la treaba asta cu Spider-Man și cu colaborarea lor cu Garena, dacă e adevărat sau fals, vreau să vă spun că concursul care trebuia să-l facem astăzi, 20 noiembrie, când filmez eu, la voi o să fie duminică, 21, a fost anulat din cauza unei probleme de familie și nu am putut să vin, sunt foarte obosit acum, filmez ca să am ceva pentru mâine, că mâine e duminică și sincer, duminică n-aș avea timp și bine, aș avea timp, nu că n-aș avea, dar n-aș vrea să filmez și aș vrea să mă odihnesc, ca să zic așa, și plus că fiind și ultimul an al școlii acesteia, este și un pic obositor, ca să zic așa, și băi, sincer, o să fie și obositoare tot timpul după ce o să termin, dar lăsând toată treaba asta la o parte. Ce vreau să vă spun, ca să mă revanșez, pe 24 decembrie o să fac un concurs din nou. Concursul nu o să fie cu reguli și cu de-astea, ce trebuie să faci e să fii abonat la canal și să intri pe live. Care-i treaba? Pe 24 decembrie voi face un concurs în care voi da nu 4 paysifuri, ci 8 paysifuri a câte 25 de lei. Le voi da în chat dacă faci, nu știu, să zicem, ce mi-am impus eu în cap ar fost să facem la 100 de like-uri dăm un paysif, la 200 de like-uri dăm un paysif, tot așa. Acum nu știm câte persoane o să fim pe live, nu știm câți doritori o să fie pe live, dar băi, o să mai postez clipuri. Adică o să mai spun și în alte clipuri că băi, o să fie concursul, o să fie concurs. Asta dacă nu uit. Bun. Ce să mai zic, ce să nu mai zic. Lăsăm toate chestiile astea la o parte. Foarte mulți mă spamați în comentarii, bă, Vlade, fă clipuri cu hack. Băi, băieți și fete, nu mai fac pe acest canal clipuri cu hack, da? Deci îmi pare rău pentru cei care vă jucați cu hack. V-aș ruga să nu o faceți pentru că nu este deloc bine să te joci cu hack și în plus că n-are nicio treabă și nu te consideri un pro player dacă joci cu hack. Și ei bine, vă spun din propria experiență, de multe ori am vrut să-mi bag hack pe Free Fire, mi-am băgat, nu zic că nu mi-am băgat, nu pe contul meu, dar mi-am băgat și am remarcat că nu este bine și am jucat foarte mult și aproximativ, nu chiar non-stop, dar foarte mult, des, adică foarte des, am văzut clipuri pe YouTube, am văzut o grămadă de tutoriale, cum să dai cap, cum să fii, să joci cel mai bine, băi, excepțional. Și acum, după cum puteți vedea, în clipurile mele am reușit să fac anumite montaje cu headshot-uri care, sincer să fiu, nu credeam că o să le dau vreodată și uitați-mă că am reușit și fiecare dintre voi poate reuși chestia asta. Așa, bun, lăsăm toată chestia asta la o parte, hai să trecem direct la subiect. Spider-Man și Free Fire. Ei bine, se anunță o colaborare între Free Fire și Spider-Man, nu știu, dar TikTok, Instagram, Twitter, până și YouTube mi-au băgat chestiile astea pe gât și au băgat chestiile astea la foarte mulți oameni pe gât pentru că a ieșit în ochi foarte, foarte tare. Nu știu dacă ați văzut. Nu știu. Dar, băi, sincer să fiu, chiar m-aș aștepta, sincer. Au făcut cu Venom, va veni și cu Spider-Man. Deși nu-mi place că Garena nu face bundle-urile gen
Băi, dacă faci cu Venom, fă-mi un bundle negru mare cât Venom, cum a făcut cu Attack on Titan. Au făcut doar un costum, ăla și ăla haide capului. Deci dacă o să fie cu Spider-Man, m-aș aștepta la o calitate foarte bună din partea lor. Și, nu știu, vedem. Poate o să fie costumul pentru Free Fire Max. Poate nu o să se încadreze pe Free Fire-ul normal. Vom vedea, nu e problemă, pot să descarc Free Fire Max și să mă joc pe el. Dar nu asta este ideea. Vreau să vă arăt și vouă câteva chestii, ba chiar o să vă arăt și o să vă las și un videoclip cu... O să vă las un videoclip, colaborarea între ei. O să reacționăm la acel clip. Nu știu cum o să se audă sau dacă o să se audă la voi. Cred că nu o să fie cu sunet. Dar ce vreau să vă spun este că acum am căștile, da? Mi-am luat o pereche de căști noi pentru că nu mai suportam să stau asta. Și mi-am luat aceeași marcă ca telefonul, bineînțeles, ca să fie totul frumos. Și nu știu dacă o să auziți sunetul voi, dar este să vedem ce ne prezintă, ne oferă, ce informații ne oferă. Vom vedea și pe tweet niște chestii pe care le-am zărit și pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Așa că dacă ați dori să mai vedem și alte preziceri, colaborări între alți factori care i-ar dori Garena în jocul lor, puteți da un like acolo, nu știu, să strângeți noi acolo câteva zeci de like-uri, pentru că știm că sute nu atingem și... Am văzut și mă împac cu ideea că, băi, am văzut youtuberi foarte mari care au foarte mulți abonați, dar n-au un număr exact de like-uri, adică n-au atâtea like-uri cât sunt abonații, ba chiar foarte puține, dacă mă întrebați pe mine, am văzut 265.000 de abonați și avea doar 100 și ceva de like-uri, 200, adică, băi, eu sunt un pic norocos, ca să zic, să fac 100 de like-uri pentru 12.000 de abonați, dar nu asta este ideea, da, deci... Cât o să se strângă, o să se strângă. Și cât o să vadă clipul ăsta cap-coadă, o să fie foarte bine, pentru că o să știe, băi, ce o să se întâmple și ce o să fie. Și o să spună semne de întrebare dacă e bine sau nu. Dar asta nu contează. Bun, hai să trecem la treabă. O să vedem mai întâi un tweet. Bine, mai multe tweet-uri cu chestia asta, cu colaborarea lor. Acum, anunțul a apărut acum o zi, da? Deci... Pe YouTube, pe astea au apărut, pe rețele sociale a apărut anunțul acum o zi. Cel puțin așa am văzut eu, acum că anunțul a apărut de mai demult, nu sunt sigur, dar vreau să văd asta odată cu voi. Și vom intra pe tweet și voi face o chestie foarte magică. Dar și ce avem aici? 11 noiembrie aparent, chiar și de pe 23 septembrie sunt anumite tweet-uri, gen anumite... informații care veni, să zicem, această colaborare cu Spider-Man. În primul link de sus vedeți voi acolo că băiatul ăla sau fată, bine, nu putem să știm, Charlie, așa, nu știu mai cum, a spus ceva de Free Fire cu Spider-Man. Băiatul ăsta însă de aici a spus ceva de genul. Să dăm rapid aici și o să dăm traduce tweet-ul, ok? Și spune așa, video nou, o nouă colaborare de Free Fire cu Spider-Man, Free Fire x Spider-Man, ok? Și vedem aici Spider-Man, acum nu știu sincer care e treaba, am căutat și pe Google să văd anumite fotografii, ați văzut că în Twitter acolo e în rus, parcă scrisul ăla, dar am văzut și pe engleză și pe asta, dar nu contează asta, am ales un thumbnail calitativ ca să înțelegeți și voi. Ok, după care... Mai jos, un băiat a scris asta și de pe 21 ianuarie. Băi frate, deci chestiile astea sunt de foarte mult timp și unii chiar știu că ar putea să vină. Foarte mulți poate au vrut să vină și poate care n-au scos câteva evidențe la început, gen au scos câteva chestii ca să ne facă să credem poate că... Păi chiar o să vină colaborarea asta cu ei, acum nu știm. Băiatul ăsta a spus în felul acesta. Numele tweet-ului spune că o mare putere poartă o mare responsabilitate. Această frază este de la Spider-Man. Deci puteți vedea și voi că el a văzut chestia asta pe Free Fire sau pe un canal al Free Fire-ului în care și-a dat seama că este de la filmul Spider-Man, așa că Free Fire x Spider-Man.
Deci ne putem aștepta de la o posibilă colaborare a Free Fire-ului. Chiar dacă băieții ăștia au scris de foarte mult timp, ei știau că, băi, frate, o să se întâmple și ei bine se va întâmpla. Sincer, nu pot să vă spun pentru că nu știu. Dar, în caz că veți intra, nu știu, la busul, pe live-uri, la King Sebi, la orice alți creatori Free Fire, întrebați-i pe ei, ok? Spuneți-le dacă este adevărată chestia asta. Pentru că, băi, frate, sincer să fiu, ar fi foarte tare dacă credeți că a făcut Free Fire clip cu Venom. M-aș aștepta să vină și Spider-Man, sincer, m-aș aștepta să vină Spider-Man. Chiar m-aș aștepta. Au făcut cu diferite animeuri și, păi, cu Spider-Man. Sunt sigur că o să vină. Deci, aparent, se pare că o să vină o posibilă colaborare cu Spider-Man. Nu știm când, dar poate să fie. Dacă a fost cu Venom, sigur, luna viitoare. Nu știu chiar dacă luna viitoare, dar ne aștepta, sincer, m-aș aștepta la o colaborare. Acum hai să mergem rapid pe YouTube și să vedem și clipul acela, să vedem dacă chiar va fi ceva fabulos. Pentru că n-am apucat să văd clipul complet, dar vreau să-l văd cu voi. Nu e foarte lung, e chiar foarte scurt. Acum hai să intrăm rapid pe YouTube. Ok, suntem pe YouTube. Nu știu dacă s-a auzit ceva, dar puteți căuta și voi clipul pe YouTube, o să scrie acolo Free Fire X Spider-Man și o să vă apară primul clip și o să scrie gen ceva de genul ăsta, Garena Free Fire X Spider-Man No Way Home, ceva de genul, ok? Bun, hai să dau drumul la clip, e de 45 de secunde. Ok. Deci după cum puteți vedea, New Hero, vedeți? Deci Free Fire spune că New Hero. Bine, acum nu stai pe canalul său, este cineva care a postat acest clip. Dar ați văzut că băiatul, bine, caracterul ăla a intrat într-un ceva tub, habar n-am cum se numesc alea, și să fie el gen Spider-Man sau ceva de genul, habar n-am. Noi abilități. Ok, deci ne spune că vor fi noi abilități și noi emoturi. Ok. Un nou Battle Royale. Mamă. Și logo-ul lor, Free Fire X Spider-Man No Way Home. Deci asta este toată șmecheria, o să fie Free Fire sau nu, o să fie Spider-Man în Free Fire sau nu, nu putem ști. Dar, băi băieți și fete, dacă cumva o să fie, o să fiu foarte fericit că o să fie această colaborare și o să fie foarte tare. Ok. Eu am fost Vlad, sper că v-a plăcut și sper că ne vom mai revedea la alte clipuri. Deocamdată nu avem ce să mai spunem, dar abia aștept să vină colaborarea asta magnifică, pentru că este o colaborare muceacio dacă o să fie. Noi ne auzim data viitoare la un alt clip și nu știu când o să mă mai filmez cu vocea, dar fiți atenți că o să mai pun niște clipuri cu headshot-uri pe canal și sper să vă uitați acolo și să dați o mică atenție, pentru că ar fi păcat să nu o faceți. Eu am fost Vlad și noi ne auzim data viitoare la un alt clip și un alt episod. O seară frumoasă dacă cumva îl vedeți seara și o zi bună dacă îl veți vedea ziua. Arrivederci și vă salut! Adios!